Domnule Astrid, bine ați venit. Să-mi una părinte, îmi pare de unitate ajuns. Bine ați venit, o bucurie nespus. Așa, înainte de a spune un cuvânt, aș vrea să vă spun un cuvânt tuturor. Aș vrea să spun că sunt reprezentat aici prin soborul de preoți, pentru că ei reprezintă arhiepiscopia noastră și eu personal am venit în recrutare raftului nostru Ioachim. Mulțumirile noastre sunt, să spunem, de prisos, pentru că ceea ce s-a lucrat aici este deosebit. Mulțumim dumneavoastră, primăriei, Consiliul Local și tuturor celor care sprijină Biserica Ortodoxă. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești și toate ne plinești. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Preasă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Asta Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Venim să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm Secăderea Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm Secăderea Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să-L intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul, prigonește sufletul meu și viața mea, calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea, că-i menită înăuntrul meu, adus mi-au aminte de zilele cele de demult. Cugetată la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Când stau dimineața, mi-l atac la Tine, mi-n nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, Tu dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. O bunătate te stăpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Răscătoare de Dumnezeu, acum posânde să vedem noi păcătoși și smeriți și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului. Stăpâne, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor. Nu-ntoarce pe robii tăi, deșertă pe tine singură nădejde, te-am câștigat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea
cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până a fost obos. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpân. De noi nu ne deranjează tămâi. Că tu îi zărești pe robii tăi pururea de toate nevoile. Să mă iau, miluiește-mă, Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeu, după moarte, Dumnezeu, după mulțumesc de dreptate. Șterge, Doamne, plăgea noastră. Mai purtă să-mi spală, frăjimește păcatul meu, cunoștește păcatul meu, cunoștește păcatul meu, înaintea mea este pururea, ție unii am greșit, Doamne, și rău de-a ta am făcut. Așa, pentru că drept ești, pentru cuvinte frale și biditor cum ești acasă. Că iată, într-o frăjă m-a răsimizit, Maica mea, și păcate m-a răsimizit, Maica mea, că iată, adevărul vecele nerătat și ascuns să le înțeleg ce care mi-a rătat mie. Străbim-mă, voi cu Iisus și mă voi curăție, spălam-mă, voi și mai vă toți pe zăpadă, mă vă răbim. Auzul meu vedea bucurie și vesile bucuroase voastre, cele smirteni, toarce fața ta, Doamne, câte păcatele noastre. Și toate frăjile noastre ștergele, inimă curată, zdește într-un Dumnezeu, le duc drept în noi și într-un cei din urmă ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău ce sunt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucurie mântuirile tale și cu Duh Stăpânitor mă întărești. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă, Doamne, de vărsare de sânge, Dumnezeu, mântuirile mele, bucuroasă-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne. Buzele mele vei deschide și gura mea vei slauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dată, arde tot, nu le fi bine, voi jertfă, Dumnezeu, Duh luminic. Inima înfruntează merită, Dumnezeu nu va auge, zi, fă bine, Doamne, după bine, toată a ta să urmă, să se zidească din Ierusalim. Atunci bine, vei jertfă, dreptății pe nouă să-și ajută, atunci după bine, Doamne, Doamne. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ceea ce ai primit bucurie prin Înger și născut pe zitor, tor, picioară, mântuiește pe cei și te măresc pe tine. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm pe Fiul Tău Născătoare de Dumnezeu și strigăm prea curată Stăpână de toată nevoia izbăvește pe cei ce se roagă ție. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu cea fără prihane și lauda păraților, prorocilor, apostolilor și mucenicilor și apărătoarea lumii. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată limba dreptincioșilor laudă, fericește și slăvește prea curată nașterea ta, Marie, Dumnezeiască mireasă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Dă-n Hristoase a meu, ca un drag și nevrednicul iertarea datoriilor, rogu-mă pentru rugăciunile cele ce te născut. Pentru tine mi-am pus nădejdele mele născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă cu rugăciunile tale și dăruiește tare greșelilor viasmă, ceea ce ai născut pe Dătătorul de viață și Mântuitorul și mă miluiește cu rugăciunile tale, cea binecuvântată nădejdea sufletelor noastre, ceea ce ai zămislit în pântecele tău pe ziditorul tuturor fecioară cu totul fără prihană, cu rugăciunile tale miluiește sufletele noastre. Răspunde născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Născătoare de Dumnezeu, cu totul lăudată, ceea ce prin cuvânt ai născut, mai presus de cuvânt, pe cuvânt, pe acela roagă să mântuiască sufletele noastre. Sfântul Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, noi, cei ce te ne rugăm și te fi mântuiți cu rugăciunile tale, după datorie strigăm ție, bucură-te, Născătoare Dumnezeu, curată. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi, iartă, Mântuitorule, sufletele fraților noștri preoți, celor adormiți în comuna aceasta, tu nădejdea vieții, slăbește și le lasă lor greșele. Preasfântă Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Bucură-te, curăția lumii picioară, bucură-te, năstrapa și candela cea de, cu totul de aur, al manice de Dumnezeu și al lumii mireasă dumnezească. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Sfinților arhanghel și rugaților lui Dumnezeu pentru noi, Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sfinților, măriților, apostol, mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru sfinților, noi. Sfinților, celor fără dragiți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slăvim pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh, zicând trăime sfântă, mântuiește sufletele noastre. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, Născătoare Dumnezeu, Fecioară. Să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Masă Sfântului care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător și te întoarce suflete către pocăință, ca păcătoasa care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, Cel ce revărsat cu curgeri mari zvorul tămăduirilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Fecioara, ai născut neispitită de nuntă și Fecioara, ai rămas maică de nuntă.
neocrotită, născătoare de Dumnezeu, Marie, roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, să ne mântuiască pe noi. Sfântă, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, îndreptează lucrul mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre. Când cântăm noi cântarea cea îngerească, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe frazică. Spune voi, fraților mei, numele tău în mijlocul bisericii te voi lăuda. Iarăși eu voi fi încrezător în el și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtați sângelui și trupului în același fel, și el s-a împărtășit și de acestea ca să surfe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe cei pe care frica morții ținea rubie toată viața. Pentru că, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Drept aceea, dator era întru toate să se asemene fraților ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Pace ție, sfințite frate, cititor. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Căciune îndrept să ascultăm în Sfântă Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și Tiră. În Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scădătoare care se numește pe evrește Viteză și care avea 5 pritvoare. În aceste pritvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptă mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scădătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Și pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și a Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credinciosul popor român de pretutindeni, cărmuitorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Scapă aceasta cu lucrarea, venirea, pogorârea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
se pogoare peste apa aceasta, lucrări ce curățitoare, trăimi cele mai presuse fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i trimitei harul și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite harul și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Care au trebuit să dea ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu luminarea cunoștinței, printre imea ce de o ființă, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori împărăției sale, prin gustarea sufletului cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tunecață, mânia primește ea și nevoia, fără mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu har. Doamne, miluiește! Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu! Pe noi înșireșul de prealții toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare, într-un sfat și minunat în lucrări, făcător la toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoie, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu pune lucii înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor, însuți iubitorile de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat, ca zăpadă din apă și din Duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Harul preasfântului de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și prin stropire cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta, care spală întâlnișunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne cuvintele noastre bune și te mântuiește cu mila ca bolile noastre să pregătești trupești. Pentru rugăciune prea curată, prea binecuvântată, este stăpânii noastre, Sfântul Dumnezeu și pură Fecioară Maria, cu trea cinstită de viață cu trei cruci. Cu ocrotitile cinstilor cerești, ne trupești puteri, pentru rugăciune cinstitul mărăt prorocul înainte mergător și trăitor Ioan, ale sfinților, slăbiților și tuturor astfel apostoli, ale cei între sfinți, pensinilor și mardați, cu numiștele Acvasie cel Mare, Grigor, Dumnezeu cu tuturor și Ioan Gură de Aur. Pentru rugăciunile Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Mnăstit, Patriarhii Alexandriei, ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, al cei între Sfinți Părinții noștri Nicolae, Arhiepiscopul Milichis, prin Doamna Trimitundi, Nectarie la Iegina, Făcător de Minuni, Cărălinic la Cernica, Iosif și Nouă Ierușisava, Antimii Mirianu, Iosif Mătoristorul, Ghelazii și Leonte, ale Sfinților, Zăviților, Mucenici, Mare, Gheorghe, Vătător de Veniție, Dimitrie, Vătător de Mir, Teodor, Tiron, Teodor, Salat, Ioan cel Nou, Sergie și Vachia în Valacu și Oprea. Cu protele preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva de Lea, Sucrătoare Moldovei, Eparhiei noastre și acestei case parohiale. Și pentru rugăciunele Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunele tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, Dumnezeu nostru, pe bine credincioși și creștini din comuna aceasta, pe toți creștinii ortodoși, pe robul lui Dumnezeu, Părintele Codrin și prezbitera...
Georgiana, Daniela și Paraschiv, cu toții casii lor, cu toți fiii și fiicele lor duhovnicești, Părintele Ionel, Pracuviosul Părinte Ambrozie, Părintele Samuel, Părintele Vasile, Părintele Vasile, Preastra Maria, copiilor, Părintele Costin, cu familia lor, cu toți fiii și fiicele lor duhovnicești, Părintele Constantin, Părintele Petru, cu familia lor și toți cei care sunt pomeniți. Pomenește, Doamne Dumnezeu nostru, pe rog Dumnezeu Viorel, împreună cu toți membrii Consiliului Local și Consiliului Parohial și toți cei care din binecuvântate price sau pentru mulțimea numelor noi am pomenit, pe cei care au ajutat această casă parohială ridicată într-o cinstea cuvioasei Maicii noastre Parascheva Ocrotitoare Moldovei, dându-le lor sănătate sufletului și trupului și împlinește, Doamne, toate cele de trebuință, obște acest creștere care slujește Ție, Doamne, și fiind toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toate episcopia drept credincioșilor, de cei care v-ați drept cuvântul adevărul, de cei care ne urăști, de cei care ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc stau de față, de cei care ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții, frații noștri care sunt robie și însupărăși și miluiești pe dânsii după mare milă Ta, izbăvindu-i din tot necazul. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeu nostru, Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Pleacă, Doamne. Pleacă, Doamne, ureche, dar și ne auzi pe noi, Tu cercea prin Tatei Botezan, Iordan și în Sfinții Afle. Și ne binecuvântează pe noi pe toți care prin plecare capul nostru arată în semn supunerii. Și ne vrăniciști să ne umple din Sfințenia Ta prin gustare stropile cu apa aceasta. Și să ne binecuvântăm spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești Sfințirea sufletelor și trupurilor noastre și să-i slavă și mulțumire și închinăm și înălțăm. Împreună și cel fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruiți-a bine credincioșilor creștini asupra cer. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne rugăm de miluiește. O să caută cum le stivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrenicilor, slujitorul Tău, și trimite harul prea Sfântului Tău Duh peste odrenul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea casei parohiele acestea, ridicată într-o cinstea și pomenirea preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași, Ocrotitoare Moldovei și a credincioșilor din zona aceasta. Așa ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, binecuvintează pe robii Tăi aceștia, toți cei care s-au pomenit, preoții și credincioșii, locul acesta îl binecuvintează spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a bântuirilor diavolești, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate, Dumnezeul nostru, Ție slavă, înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Hristoase, Dumnezeu nostru, care e binevoit, a intrat sub acoperământul Varnășului Zaheu și Te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui, însuși și acum păzești și nevătămase toată răutate pe cei ce voiesc să locuiască aici și-ți aduc fie rugăciuni prin noi nevrednici și binecuvintează pe ei
și casa aceasta. Și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu desfălare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și celui fără de cept altă părinte și prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești. Cel ce-ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar cu venirea lui Iosif. Cel ce-ai binecuvântat casa lui Avedara prin aducerea neachivotului legii și în zilele venirii tale, întru Hristoase, Dumnezeul nostru ai dăruit mântuire casei lui Zaheu. Însuți binecuvintează și casa aceasta și cu frica ta întărește pe cei ce vor locui în ea și păzește nevătămații de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea lăcașului tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în casa aceasta, că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită și prin ungere, cu acest unde lemn sfințit să se depărteze toată lucrarea diavolească și vicleană din locul acesta. Amin. Se binecuvintează casa aceasta parohială prin ungerea cu unde lemn sfințit și prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh. Pentru aceasta, după poruncile lui, binevețuind în dar, ați luat în dar să dați, tămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre. Înțelepciune, binecuvintează, binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecii. Amin. Întărește Dumnezeu, Sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, o păzește în veacul veacului. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și aceeași mai cinstită decât ierufimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu, cuvântul ai născut pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice, Părinte, binecuvintează. Sfânt adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale,
cu rugăciune Sfinților Ucenici și Apostole, Sfântului Ierarh Nicolae, pomenit astăzi, ale cuvioasei Maicii noastre, Paraschiva de Leașu, Plutoare Moldovei, parhiei noastre și acestei case parohiale, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubit Domnului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți împreună, slujitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, preacucenice părinte paroh, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor și doamnelor consilieri, iubiți credincioși și credincioase, iubiți membri ai Consiliului Parohial din Parohia Coțofănești, Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Iată, pentru noi astăzi este o bucurie, o bucurie că îl mărturisim pe Hristos cu toții în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, care prin lucrarea lui Dumnezeu și prin ajutorul comunității, respectiv a domnului primar, a primăriei din Comuna Coțofănești, a Consiliului Local, au făcut ca această casă parohială să aducă un nou aspect în viziunea noastră, adică să fie reînnoită în totalitate. Pentru acest lucru am făcut această slujbă cu binecuvântarea arhiepiscopului nostru Joachim și suntem prezenți într-un număr mai mare de preoți, tocmai pentru a întregi bucuria și susținerea noastră față de activitățile pastoral-misionare cu care este însărcinat aici Părintele Codrin, care pentru noi este un părinte cu totul deosebit și știm ce lucrări a făcut și acolo unde a fost și iată și aici, în locul acesta, așa rânduit ascultarea să fie în Comuna Coțofănești. Tuturor celor care veți intra în casa aceasta, ne rugăm la Dumnezeu ca să primiți un sfat binecuvântat. În sensul acesta, preotul și doamna preoteasă împreună cu pruncul Paraschiv să locuiască în locul acesta unde dumneavoastră veți primi sfat atât de la Părintele Paroh și veți primi binecuvântare și mai ales îndemnul Mântuitorului cu care noi suntem prezenți în toate locurile, precum ne-a trimis pe noi Dumnezeu. Acest lucru ne-l spunem de fiecare dată în locurile în care ajungem trimiși de episcop. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține ținute vor fi. Părinte Codrin, Sfinția voastră, să dezlegați toată lumea, să nu rețineți pe nimeni de la Sfânta Euharistie, să primească toți bucuria aceasta a învierii pe care Hristos ne-a spus-o tuturora prin cuvântul bucurați-vă. Astăzi este ziua bucuriei, ziua frumoasă a binecuvântării pe care o primim în locul acesta. În sensul acesta, fiind de față și Părintele Vasile, să spunem așa, fostul paroc, dar actualul paroc la altă parohie, că așa a fost rânduiala lui Dumnezeu să ajungă mai aproape de casa părintească și de părinții lui, ne bucurăm de această împreună slujire Părinte Vasile și sunteți pentru noi și pentru această comunitate o lipsă, având în vedere, să zicem, situațiile care Dumnezeu așa a vrut să se creeze, dar iată, într-un mod fericit, cu totul deosebit, s-a înnoit această construcție, a făcut ca lucrările ce s-au săvârșit aici să fie spre cinstea și pomenirea preasfântului nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele căruia am venit aici, suntem prezenți și ne-a rugat. Din partea arhiepiscopului nostru Joachim, oferim o icoană a Maicii Domnului care, pe lângă acea icoană care o avem pregătită cu cuvioasa Maica Parascheva, având în vedere că Părintele are și numele Parascheva, așa rânduit în al preasfințitul să fie acest nume, ocrotitoarea noastră a tuturor și a cuvioasei Maicii Parascheva este Maica Domnului și oferim pentru casa aceasta această icoană, zicem noi, frumoasă și să o păstrați aici în casă și când vom veni așa sănătos, să vă zic, când va veni el să o ia înapoi, atunci să-i o dați. Și face și un spirit de glumă. Iar din partea noastră, primăriei, Consiliul Local, oferim această icoană a Maicii Domnului, care este numită Ierusalimiteancă, ocrotitoare Ierusalimului și prin ea să devină ocrotitoarea întregii comunități
din acest frumos și binecuvântat sat, această comună care, iată, de fiecare dată uimește prin lucrările frumoase care se săvârșesc. Dumnezeu să vă ajute, domn primar, și vă felicităm pe dumneavoastră și membrii Consiliului Parohial pentru toată lucrarea frumoasă. Totodată, din partea noastră, știut fiind faptul că ați primit o distinție în satul Borșan atunci și noi nu putem să oferim ceva mai mult, aș vrea să vă citesc o distinție de onoare din partea noastră a protopopiatului și a preoților care suntem de față. Distinție de onoare. Ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre dremăritoare înmulțesc talanții primiți în dar de la preamilostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre domnului primar Olariu Viorel pentru dragostea și sprijinul acurat într-o împlinire a lucrărilor de modernizare și înfrumusețare a casei parohiale din comuna Coțofănești. Dumnezeu să răsplătească și să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Să fiți sănătoși. Aceeași distinție pentru domnul viceprimar Antochi Ionel Florin din partea noastră. Dacă este plecat, o oferiți dumneavoastră, părinte secretar. Mulțumim. Și aș vrea să știți că nu am avut nu timpul necesar pentru fiecare consilier în parte. Avem o distinție nominală. Sincer să vă spun, am avut o problemă cu imprimanta, acum se și filmează și pot să fiu verificat. Părintele secretar, aproape cu două minute înainte de a le printa, mi-a spus, părinte, nu merge, ce să faci? Mai bine să prindem slujba decât să stăm acolo. Așa, și Consiliului Parohial Coțofănești, asta este lucrat mai înainte, am vrut să le fac tuturor nominal, pentru că efortul dumneavoastră de a ne ajuta este deosebit și noi cu plecăciune vă mulțumim în numele ierarhului nostru, în numele căruia facem această ascultare și oferim această distinție Consiliului Local Coțofănești tuturor celor care faceți parte, urmând ca Părintele Codrin să aducă nominal distinția aceasta. Apoi Consiliului Parohial din Coțofănești, la fel, rog pe Părintele să ne ierte, a dat numele la toți consilierii și fiecare va primi această distinție, oferim Părintelui ca într-un mod festiv și vă promitem că într-una din duminicile viitoare vom participa și vom sluji împreună cu Părintele la o liturghie, cum poate frumos era și astăzi, dar dacă ne-am organizat sub altă formă și având în vedere că și ieri am avut liturghie și alaltă ieri, am zis să rămână doar pentru această rânduială. Vă mulțumim tuturor și după cum vedeți am și transpirat de la ta televiziune, că nu mai știu cum să fac ca să nu fiu interpretat. Apoi trebuie să recunosc că l-am Părintele Ionel care mă încurajează aici să nu scăpăm nimic din textul care s-a citit, să știți că noi am făcut tot, iar Părintele Vasile de fiecare dată când vine este așa o bucurie pentru noi. Vă mulțumim dumneavoastră televiziunii pe care o reprezentați, celor care poate ne-ați registrat sau ne-ați filmat. Dacă am greșit cu ceva, vă rog să ne iertați. Avem toată dragostea pentru părinții care au venit din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și oricând sunteți primiți la noi și nu vă trebuie carte canonică fiind și cetățeni, să spunem, sau născuți aici creștini în comuna Coțofănești sau prin împrejurim. În mod special aș vrea să se rețină, aș vrea să mulțumesc Părintelui Costin Rusu, care fiind la noi în Târgu Ocna marți, a strâns toate, să spun, darurile care au fost de la Sfinții Arhanghel și a adus o mașină de 70 de culaci pentru cei săraci. Nu vă puteți închipui la masa bucuriei să plece fiecare, nu s-a trezit niciodată câte un sărac cu câte un colac, că sincer să spun, mă gândeam că să le lăsăm pe a doua, a treia zi, dar am zis să nu se strice și a fost bucuria foarte mare și părintele a făcut și o donație în bănuți. Pentru noi gazul este foarte important. Vă spunem că împreună cu echipa de preoți am reușit, zicem noi, să putem hrăni zilnic și asta să se știe și pe televiziune, că nu ne lăudăm, dar cam așa vreau să fie, știi? Ca să vadă ce face și biserica, că câteodată trebuie să și spunem, peste 200 de porții de hrană le oferim doar celor săraci. Acest lucru se datorează și acestor evenimente, iar Părintele Codrin cu familia dânsului este unul din cei care și el
ne sprijină pe noi. Mulțumim pentru împreună slujire părintelui Protosinghel Ambrozie, care iată și el este în mijlocul nostru și mulțumim foarte mult. Tuturor vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și celor care sunteți prezenți, dă-le-lor, Doamne, sănătate, bunăsporire întru toate, apără și păzește, predăși întru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Primar, dacă binevoiți, să spuneți și dumneavoastră un cuvânt, reținând aspectul acesta, că noi vă mulțumim foarte mult în numele ierarhului și ceea ce a spus ați făcut și noi ne bucurăm că avem o casă parohială cu totul deosebită. Vă mulțumim. Bună ziua și bun venit tuturor și în special părintele paroh nou instalat în casă nouă, ca să zic așa, și să dea Dumnezeu să locuiți în această casă și în parohia noastră până la pensie. Vă ne dorim acest lucru. Adică cel puțin pensie. Domnul era cu sfia icoana. să vă spun, vă mulțumesc pentru toate distințiile pe care mi le-au oferit. Suntem recunoscători. Eu am mai spus-o și eu și repet, să știți și la parohia Borșan, că pe mine nu mă obligă niciodată un lucru care mi se dă. Fac totul din conștiință. Eu sunt un bun creștin, mă consider un bun creștin, Dumnezeu poate stabili de lucrul acesta și fac aceste lucruri pentru că dacă vreți vița existențială a poporului român, a unei națiuni, este religia, credința, care din păcate se cam sapă în ultimul timp și dumneavoastră știți foarte bine ce se întâmplă în mass media și ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla, din păcate lucruri urâte pe care noi trebuie să le prevenim, iar cei care sunt credincioși cu adevărat și eu nu nec, adică cel puțin eu am certitudinea că poporul român este un popor credincios și care este cu frică de Dumnezeu, va reuși să iasă din aceste ispite și din aceste lucruri urâte. Mulțumesc încă o dată pentru distinție, în numele Consiliului Local, în numele meu personal, ca și instituția Primăriei Comunei Coțofănești, în numele credincioșilor Comunei Coțofănești și mă bucur că vă avem oaspeți și de aceea, de asta am și vrut să iau cuvântul, vream la primărie oricum să vorbești acolo. Vreau să vă invit în sala Căminului Cultural Coțofănești, unde va avea loc ceremonia frumoasă de mânare a diplomului cetățean de onoare a părintelui Florea Vasile, să spun paroh, nu mai zic că sunt și paroh la în partea cealaltă. Și fac apel acum, pentru că s-ar putea să mai uităm atunci, după această ceremonie, de fapt e o ședință extraordinară a Consiliului Local Coțofănești, în care avem două puncte pe ordinea de zi, chiar și al treilea, că se pune și cel de diverse. Nu dă să plece nimeni, o să mergem să servim un pahar de vin, o prăjitură și o mică gustare la Hanul Matei din Pralea, la intrare. Avem microbuz pus la dispoziție, o să mergeți cu microbuzul și chiar vă rog din suflet, dar nu vreau să lipsească nimeni. Este o plăcere a mea și bineînțeles că facem și o plăcere părintelui Florea Vasile și părintelui Parou și întregii comunități. Deci cei care sunt prezenți vor merge acolo și avem și mașini. Cu siguranță nu pot mulțumim. Mulțumim. Dar facem două curse. Încă o dată vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și să avem asemenea evenimente pe raza comunității. Dacă se filmează, vreau să vă fac și o invitație. Avem o ciorbă de post foarte bună după 15 noiembrie. Tot Consiliul Local al dumneavoastră, cum am făcut-o și la Târgu Ocna, acum am văzut că au venit și din Onești, vă invităm și pe dumneavoastră, în mod gratuit, să serviți o ciorbă, să vedeți ce bună este ciorba la cazan, să vă aduceți aminte de, să spun, de armată. Noi ne aducem aminte de seminar, că am fost unii care am făcut seminarul și facem această invitație, având în vedere că dacă dumneavoastră ne invitați la Hanul Matei, noi vă invităm la Hanul Sfântului Ioan Evanghelistul de la noi, Masa Bucuriei, care este, să spunem, o masă deschisă pentru toți. O singură problemă o să fie acolo. Noi o să vă oferim masa în niște recipiente
deosebite, iar aceeași mâncare o servesc și cei care sunt săraci. Inclusiv avem ascultare de la ierarh, niciodată nu facem diferență între ceea ce mănâncă cel necăjit și ceea ce mănâncă cel care, să zicem, ajută. În sensul acesta aș vrea să întregim mai mult bunele colaborări pe care le avem și știți cum e, mergem la dumneavoastră la masă și dumneavoastră veniți la masa Bucuriei la noi într-o zi de post, când avem fasole foarte bune și cu castraveți murați și cu cartofi prăjiți. Vă mulțumim. E ca o glumă să fac, că vă servim părinte produs. Știți, pădeauna eu știu, promit, mă țin de cuvânt. În ceea ce provește, eu sunt aproape de biserică, îmi cunosc preoții din parohia Cuțufănești, din protopopiatul dumneavoastră, Sascutului și a Măineștiului, acum mai nou, și a Comăneștiului. Pentru mine sunteți toți cunoscuți, nu este nicio figură nouă pe care venită și să n-o cunosc. Pentru că frecventez locurile acestea. Întregim încă o dată cuvântul și aș vrea, părinte, să spună și el un cuvânt care, din partea gazdei, ca să spun așa, că l-ați... Prăcucenice, părinte Protoireu, prăcucenici și părinți, vă mulțumesc că ați rânduit astăzi să fiți în mijlocul nostru. Ați luat din timpul dumneavoastră, cu toate că este puțin și știm fiecare că avem treburi și nu ne putem lăsa, dar câteodată trebuie să ne lăsăm și treburile ca să fim aproape de cei dragi. Transmitem în al Preasfințitului pe această cale mulțumiri pentru binecuvântarea și sprijinul pe care ne-l oferă de fiecare dată atunci când mergem la El și să fie conștient că ne facem treaba așa cum trebuie să-și facă un preot în parohia sa. Mulțumim și domnului primar împreună cu Consiliul Local care au binevoit să reconsolideze și să înfrumusețeze această casă. Mulțumesc totodată și tuturor oamenilor din Coțofănești care m-au susținut și care mă susțin în continuare și mă rog cu unul Dumnezeu și cu vioasei Maicii noastre Parascheva, care este împrătitoarea acestei case parohiale, să ne mutăm cât mai repede, pentru că, așa cum am mărturisit în momentul în care am fost sirotonit, preotul trebuie să locuiască în mijlocul cruciului. Pe această cale vă invităm la un pahar de șampanie și o prăjitură făcută de casă, vă garantez că e foarte bună. Asta e poftă ce-am poftit. O să închem așa ca să fie sub lucrarea Maicii Domnului și dacă este să închei și reportajul, doamna, foarte bine, o să cântăm în cuvinte cu adevărat ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru toată. Cuvinte cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare. Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, în zi miluiește și ne mântuiește prin noi. Amin. Doamne, ajută-ți. Să rămâne.